Bună ziua, dragii mei, Eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre integritatea ambalajelor goale. Un ambalaj gol este socotit integru dacă în urma verificării sale se constată că posedă toate elementele constructive îmbinate corespunzător, cu alte cuvinte, corespunde destinației ce îi se va da ulterior. Integritatea ambalajelor goale stabilește prin verificarea vizuală a unui anumit număr de bucăți dintr-un lot rezultatul verificării monstrei reprezentative examinându-se asupra tuturor ambalajelor din lotul respectiv. Prin lot înțelege o cantitate determinată de ambalaje de același fel, obținute în condiții tehnologice asemănătoare, mărimea lotului poate varia. Astfel, în cazul sacilor de hârtie, poate fi de 2000 până la 50.000 saci de același tip, mărime executați din același material. Lotul de cutii de carton este format din 400 până la 20.000 de bucăți, cel al de lemn de la 50 până la 20.000 de bucăți și așa mai departe. Pentru verificarea integrității și caracteristicilor calitative din lot se extrage o monstră. Monstra reprezintă un anumit număr de ambalaj luate din lot în vederea verificării. Mărimea monstrui depinde și a de mărimea lotului. De exemplu, în cazul lozilor din lemn, dacă lotul este alcătuit din 50 până la 200 de bucăți, monstra va fi de 18 bucăți, iar dacă este de 500 până la 20.000 de bucăți, monstra cuprinde și a 90 de bucăți și așa mai departe. De regulă, extragerea monstrei se face la întâmpinare. Dacă monstra supusă verificării corespunde în întregime, lotul este acceptat ca fiind bun. În caz contrar, se recurge la preluarea altei monstrei suplimentare care se verifică la îndoie. Apelarea la o monstră suplimentare se face numai dacă prima monstră în întregime nu a corespuns și atunci când un anumit număr de bucăți din prima monstră este găsit necorespunzător. La lăzile de lemn, dacă din 90 de bucăți ale monstrei 12 sunt necorespunzătoare, se trece la altă monstră suplimentară de 85 de bucăți. În cazul în care nici monstra suplimentară nu corespunde verificării, lotul este respins. Verificarea monstrei se face bucată cu bucată, urmărindu-se existența tuturor elementelor constructive. Astfel, cutiile din carton și mucava sunt considerate corespunzătoare în punct de vedere a integrității dacă nu au desprins niciun element de corpul cutiei, nu au rupturi, agrafele de prindere sunt bine așezate, integritatea lozilor de lemn reclamă. Prezența tuturor părților componente, e nicio când dură și că ruptă. Elemente de consolidare, benzi metalice, sârme să nu lipsească. Integritatea ambalajului poate suferi de pe urma defectelor ce pot afecta porțiuni mai mari sau mai mici de ambalajul respectiv, eventuale defecte stabilite printr-un examen organoleptic vizual. Defectele care se urmăresc sunt diferite în funcție de felul ambalajului de materialul din care s-a confecționat. Ambalajele de sticlă sunt verificate pentru depistarea defectelor provenite din topitură, ațe, vin, incluziuni de gaze sau sub formă de bășicuțe, musculițe, incluziuni de corpuri străine sau din timpul prelucrării. Defectele ambalajelor din sticlă. Principalele defecte de integritate la ambalajului de sticlă sunt zgârieturile, Acestea, deși nu străbă la grosimea la ambalajului de sticlă, dăunează prin răutățirea aspectului sau chiar a spargerii lui. Crăpăturile, fisuri de-a lungul grosimii peretelui care fac inutilizabil ambalajul. Știrbiturile se consideră în special la gura ambalajelor din sticlă, la au respect de așche și sunt tăioase la pipăit. Aceste defecte nu permit închiderea corespunzătoare a ambalajului. Bavurile, acestea apar în urma formării prin presarea obiectelor și sunt prezentate atât la gură cât și la partea inferioară a produsului, sub forma unor prominențe sticloase. De multe ori, înlăturarea lor produce deturarea ambalajului. Rizurile, existența lor stabilește prin pipăirea ambalajului când se constată o asperitate a suprafeței, că și prin examen vizual în acest ultim caz se observă niște dunci neregulate. Stabilirea integrității ambalajului de sticlă necesită și un examen de laborator. De multe ori se constată la prima vedere că ambalajul este integru ca ulterior la un șoc de natură termică sau mecanică acesta să se spargă. Cauza constituie prezența tensiunilor în internet, tensiuni ce nu pot fi evidențiate decât urma examinării ambalajelor la polariscop. Ca și ambalajele din sticlă și la cele din lemn se pot constata defecte care influențează integritatea lor. Aceste defecte pot fi datorate materialului lemnos sau prelucrării. Defectele ambalajelor din lemn. Printre defectele care afectează integritatea ambalajelor se numără. Putegraiul, porțiunea atinsă de putegrai spăt mărunții și ulterior duce la apariția găurilor sau fisurilor care fac inutilizabil ambalajul respectiv. Nodurile putede, ca și putegraiul, produc găuri pe anumite porțiuni ale ambalajului. Crăpăturile străpunse aceste defecte nu permit obținerea ambalajului tanșe prin ele produsele ambalate spăt risipii. Zgârieturile, cazul în care zgârieturile nu sunt adânci, și integritatea ambalajului nu are prea mult de sferit. În caz contrar, îl fac nefolosibil. Găurile de insecte, aceste găuri pot fi ocup stupate, ca în cazul cu niște cuie de lemn și în acest mod ambalajul corespunde din punct de vedere al integrității. Găurile acoperite sunt defecte care duc la neutralizarea ambalajului. Pentru ambalaje din țesături, din fibre liberiene, defecte ca lipsa mai multor fibre, lupturi, găuri, fac ambalajul de tipul sacilos să nu corespundă din punct de vedere al integrității. Defecte de integritate sunt și la celelalte feluri de ambalaje din metal, hârtie, carton și așa mai departe. Cu stimă și respect față de persoanele care măresc videoclipurile, sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare în un videoclip. Pies, nu uitați să dați like, dislike și dacă vă a un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!